Da. Deci, figura a fost cea care, mă rog, în totalitate ne-a ajutat din citind până la capăt tot conținutul. Da. Cum construim figura? După care, demonstrația în sine a mers așa cum ați văzut. Și atenție, și la cazul ăla de congruență latură-latură-latură, nu vă folosiți de faptul că am demonstrat acolo că o... Sigur. M este bisectoarea. Că despre nu era vorba acum. Exact. Și nu, la rândul ei, trebuie să fie pe bisectoare. Fără să luăm un calcul că doar până la M a fost asta. Da. Nu pe bisectoare, dar nu putea fi mai sus sau mai jos. Mai ales când segmentele, că fiecare latura celui trunchi era congruentă cu cealaltă. Era păcat. Da. Miruna, te rog, următoarea problemă. Arătați pe 3. De la ce pagină? De la 39. Arătați că măsura unghiului formal... Casa a 6-a se întâmplă. Casa a 6-a, da. Semne la geometrie învățăm și noi. Asta poți să învățați. Și geometrie. Geometrie? Dar, iată că piticii... Le-am propus. Azi am făcut niște lucruri spectaculoase. Da, chiar. Domn profesor, mai ne putem să facem și noi semnele la algebră? Da. Dacă rămâneți în continuare, vom lucra la asta. Păi, dacă mâine... Dar nu vine Andrei azi? Andrei nu vine nici azi? Nici azi. Toată săptămâna nu vine. A. Ea este în vacanță la țărani și atunci... La țărani, la țară. Mâine face pe la 4 jumate. Mâine face pe la 4 jumate. Astăzi putem să mai facem. Semnele la algebră. De ce nu vrei? Păi vreau azi. Păi acum, hai să mai facem un pic de geometrie. Ca să nu vă certați, eu vă propun cine vrea, rămâne la 4 jumate și vedeți semnal cu pitici. A, cu copii. Da, și de atunci este o treabă făcută în comun. Că vouă vă este din mare folos, că de curând trebuie să știți semnul algebrei. Vă învață, vă treceți voi la asta. Da? Și atunci, chiar ne-am spus, la cei la 6 le-am spus un pic cu semnul algebrei, n-am mai refăcut. Păi zi, ia puneți-le să fim și noi să vedem și învățăm noi bine. Ha, ulea, vă omilesc piticii. Vezi, Miruna, hai să învățăm asta. Arătați că măsura unghiului de bisectoare la două unghiuri adiacente este egală cu semisuma măsurilor celor două unghiuri. Asta era cu semisuma, de asta am încercuit-o. Așa. Deci arătați că măsura unghiului format de bisectoarele a două unghiuri adiacente. Deci să desenăm să vedem două unghiuri adiacente. Ce semisumă? Hai, fără tu știu. Lasă, nu te ajut la semisumă. Deocamdată ce înseamnă unghiuri adiacente. Da. Știu eu, care vorbesc în aceeași unghi. Care vorbesc în aceeași... Păi uite, am să-ți arăt așa. Știu. Ce pare era? Unghiul ăsta. Uite aici, care și cu unghiul ăsta sunt adiacente? Nu. Păi, întoarce, care vorbesc în aceeași unghi. Au un vârf comun și o latură comună. Asta e important. Deci ne-ai spus cum trebuie până la capăt. Ai zis, pornesc din același vârf, dar nu trebuia să spui că, trebuia să insiști că au și o femeie dreaptă comun. Deci, corect este să zicem așa. Două unghiuri adiacente. Iată, Miruna, așa. Și așa. Da? Două unghiuri adiacente. O, X, O, Y și O, Z. Deci arătați că măsura unghiului format de bisectoarele a două unghiuri adiacente. Facem bisectoarele pentru că da. Ce face bisectoarea? Împarte unghiul în două părți egale. Deci, bisectoarea asta. Da. Și cu bisectoarea celuilalt. Da. Arătați măsura unghiului format de bisectoare. Adică măsura acestui unghi, de format de bisectoarea. Da. O, Z. Este egală cu semisuma măsurilor și celor două unghiuri. O, T, da. Da. Ce e semisuma? Uite acum zice, domnul profesor. Adică jumătate din... Suma celor două unghiuri. Da. Adică nu-i suma celor două, e semisuma. Semi, dată adică... în două. Da. Dar trebuie să arătăm asta. Deci, în ipoteză. În ipoteză avem unghiul XOY, unghiul XOY și YOZ, YOZ, da, adiacente, adiacente, deci sunt unghiuri adiacente.
o Z bisectoare a unghiului avem. Mai avem în ipoteză că o Z bisectoare a unghiului X, O, Y, X, O, Y. Și ori T. Și că ori T bisectoare a unghiului Y, O, Z. După ce aceste lucruri le știm, trebuie să demonstrăm că măsura, în concluzie, măsura unghiului ZOT ZOT egal cu măsura lui XOY XOY plus măsura lui YOZ totul supra 2. Deci asta nu înseamnă suma, copii. Da. Înțeles acum? Este suma celor două împărțită la 2. Demonstrați. Cine are o idee? Deci să demonstrăm că măsura X, Y plus măsura Y cu Z pe 2 este egal cu măsura lui Z. Da. Păi, mai trebuie să demonstrăm că X, O, Y și cu Y, cu Z sunt congruente. Nu. Nu sunt congruente. X, O, Y cu Y, cu Z chiar nici nu am luat congruente. Tot ăsta nu e congruent. Da. Așa mă și un mult. Corect. Da, pe... De aceea, ca să nu picăm într-o chestie de... Păi haideți să ne redăm de ce, cum v-a învățat domnul profesor. Bă, dacă vă dați în ipoteză niște informații, să ne folosim de ele. Ce înseamnă o Z, bisectoarea lui X, O, Y? Ce înseamnă? Cum traducem noi asta? Z e congruent cu X, O, Z, congruent cu Y, cu Z. Unghiul. Așa. Sau, unghiul e congruent. Chiar zicem că O, Z, bisectoare. Rezultă că XOZ ai spus congruent cu YOZ cu unghiul acesta. Dar faptul că sunt congruente, ce poți să spui de măsurile lor? Măsurile sunt egale. Deci două unghiuri sunt congruente, dacă și mă dar măsurile lor sunt egale. Deci asta înseamnă că măsura lui XOZ este egală cu măsura lui YOZ și poți să spui că este egală cu măsura unghiului XOY pe 2. Da, corect. Deci dacă măsura asta e egală cu măsura asta, de parcă ai spune măsura toată împărțită la 2, da? Da. Deci egal cu măsura lui XOY pe 2. Totul pe 2. Am tradus ce însemna că o Z e bisectoare. Ia să vedem. O, O, E, bisectoarea lui YOZ. O, T, bisectoarea unghiului YOZ. YOZ. Z. YOZ. Da. Rezultă că T, O, Y. Unghiul. T, O, Y. Este congruent cu unghiul ZOY. ZOY. T. E așa, e bine ZOY? Nu, ZOT. 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 Adică? Adică YOZ, măsura lui YOT. YOT. E congruent cu măsura lui YOZ. Sunt congruente. Măsura este egală. Este egală cu măsura lui ZOT. Dar vreau să spun mult. ZOT sau TOZ nu are importanță. ZOT și egal cu măsura lui YOZ. ZOT, da. Și egal cu măsura lui YOZ pe 2. Totul pe 2. Mai departe, ce trebuie să arătăm noi? Trebuie să arătăm că măsura lui ZOT este egală cu măsura lui XOY plus măsura lui YOZ pe 2. Cum credeți că vom face? Haideți să... Ia uitați-vă la ZOT. ZOT din cine e format? ZOT e format din YOZ. Din ZOY.
Da, din Y, dar nu e vorba și din X, O, Z, minus T, X. Aia, dar de ce să ne complicăm? De ce nu este, este format? Din cele două unghiuri adiacente. Deci Z, O, T, compus din... Z, O, Y, plus Y, O, T. Exact. Scriem asta. Deci, unghiul... Z, O, T. Sau zic și deodată, măsura lui Z, O, T. Măsura unghiului. Z, O, T. Egal cu măsura... Egal cu măsura unghiului Z, O, Y, Z, O, Y, plus măsura unghiului Y, O, T. Y, O, T. Și egal mai departe. Dar Y, O, T nu este... Z, O, Y, mai întâi. Z, O, Y nu este... Ia uitați-vă mai sus ce am de măsura. Z, O, Y, ia uitați-vă. Unii Z, O, Y, unde? Uite aici. Z, O, Y nu este măsura lui X, O, Y pe 2. Ia uitați-vă la domn profesor Miruna. Deci Z, O, Y, măsura lui Z, O, Y este X, O, Y pe 2. Ce ți-e neclar? Ia să-i uitat pe figură. De ce măsura lui Z, O, T egală cu măsura lui Z, O, Y Păi hai să mai uităm la timp. Uite-te, tot unghiul ăsta, măsura și ăsta, înseamnă măsura lui ăsta, i-a pus măsura lui ăsta. Când îți două unghiuri adiacente aici? Ba da. Deci, tot unghiul mare... Okay. Este Z cu Z, 2 de Z și am crezut că e unghiul ăla mic. Aaa, domn profesor. Hai să vedem, să umplăm aici. Să ne dăm cu A. A, mă, haideți, mă. Hai, mă, cu A, mă, dar nu ne-am dus. Nici eu n-am observat. Nici eu n-am observat. Păi pentru mine nu mai contează. Era esențial da, pentru ea. Da, ea nu înțelegea că Z-ul. Z aici, Z acolo, care Z? Da, deci n-ai observat mai devreme. Da, că noi am demonstrat. Deci O-A. O-A bisectoare. Oare cum se lasă aici? Cu Z se bagă, pun aici pe... Nu. Z prim, hai mie, Z1, oftim. Z1, ca să ne fie și O, Z1. Bisectoare, da? O, Z1. Acum modificați copii de sus. O, Z1 bisectoare, O, Z1 bisectoare. E observat târziu. De ce mi-ai spus la ce mă dă? O, Miruna, o! Stai pe din gură. Hai să mai punem pe unul pe ei. Hai să vedem. Hai să refacem un pic. O, Z1. Z, O, T. Z, O, T. Măsura lui Z1, acum, O, T. Acolo ai zăpăcit. Z1, O, T, domnul profesor. Z1, O, T, da. Asta, da? Da, dar nu mai clice în mine. Eu am început. Așa, uitați, modificați și acolo, la concluzie. Uite-te după cum zic eu. Unde-i concluzie? Aici. Mă, la ce? Da. Z1, O, T, egal cu X, O, XOY, da, plus măsura lui Y cu Z, pe doi, da. Deci asta am făcut modificare doar aici. O, Z1 bisectoare. O, Z1 bisectoare. Sau XO, Z1, congruent cu Y, cu Z1, adică măsura lui XO, Z1, egal cu măsura lui Y, cu Z1, și egal cu XOY, pe doi. Corect. Și atât, că la restul... Dincolo, O, T bisectoarea, nu e nicio problemă. Și acum la final, măsura lui Z, O, T, Z1, O, T. Măsura lui Z1, O, T. Egal cu măsura lui Z1, O, Y. Z1, O, Y. Plus rămâne așa, nu? Și gata. E gata, da. Am rectificat. Egal mai departe cu. Dar Z1, O, Y. Z1, O, Y. Măsura lui X, O, Y, pe 2. Uite, Z1, O, Y, e măsura lui X, O, Y, pe 2. Și nu cu eu. Egal cu măsura lui X, O, Y, totul pe 2, da? Plus măsura lui Y, plus, O, T. Măsura, adică măsura lui plus Y, măsura O, Z, pe 2. Măsura lui Y, O, Z, pe 2, corect. Deci Y, O, T, Y, Y, O, Z, pe 2. E face măsura lui Y, O, Z, pe 2. O, Z, pe 2. Și au același numitor, cele două fracții, pot să spun un singur numitor. Ce înseamnă măsura? X, O, Y, da. Măsura lui X, O, Y. Plus măsura lui Y, Y cu Z pe 2. Z. Totul pe 2. Ce trebuie să demonstrăm? Asta.
trebuia să dăm un fel că măsura lui Z1 ăsta e, egal cu măsura X, Y, plus măsura asta? Lui Y, da. Z. Asta e la concluzie, mă, atât, da. Mă, vedeți dacă e zeta timp, e un șoc. De chiar a fost ușor. Haide să vedem. Mai noi trebuia să spunem că unghiul ăsta da. Înseamnă ăsta plus ăsta, tot pe 2. Uh-huh. Păi da, mă, că urmă jumătate pe margine. Că dacă bisectoarea asta o împărțesc pe ăsta în două și celălalt în două, ăsta și cu ăsta e egal cu ăsta plus ăsta. Uh-huh. Și să știm ce-s două unghiuri adiacente, domn profesor. Da. Păi. Aici. Și dacă ne mai aduce minte ce e bisectoare. Da, știu ce. Adică și dacă și unghiuri adiacente, să deci, chiar să desenez un unghiuri adiacente. Apropo de unghiuri de adiacente, mama insistă pe unghiuri adiacente, știe de ce. Da? Noi ca să o atenționeze, bine, doamna? Da, să te atenționeze, când știi. Uite, se consideră unghiuri adiacente AOB și AOC. Poți să deseneze? Astfel încât măsura unghiului AOB este egal cu 130 de grade. Pum, pum, pum. Deci la 4, nu? Se de la 4, da, 4 de la pagina 139, doctor. Deci se consideră unghiurile adiacente AOB și AOC, astfel încât măsura unghiului AOB este 130 de grade. Trebuie să facem un AOB de 130 de grade, nu? Domn profesor. Da. Ia să vedem. AOB. Facem, voi vă lăsiți voi, eu aproximativ. Noi facem aproximativ, da. Da. AOB. Unghiul, se consideră unghiurile adiacente AOB și AOC, astfel încât măsura lui AOB este 130 de grade. AOB, da. 130 de grade. Da. Hai adică să ne mișcăm. Cam așa, 130 de grade, ai zis, da? Da, 130. Deci peste 90, să mă duc cu 30 de grade. Cu 40, peste 90. Așa, cu 40, un pic mai mult. Așa, cam ăsta. Deci 100... Cât trebuie? AOB, 130. Da. 130 de grade. Și să facem și unghiul adiacent AOC. AOC. Ce? Adiacent AOB. Ne spune că... Deci zice AOB, nu ne zice AOC câte grade are. AOB și AOC, astfel încât măsura doar lui AOB e 130 de grade. AOB și AOC. AOC. Deci AO e comună. AOC, da? AOC, da. Da. Corect, AOC. Bun. Iar măsura unghiului format de bisectoarele unghiurilor AOB și AOC este egală cu 80 de grade. Deci acum bisectoarea azi. Deci bisectoarea lui ăla, 65. Da, cred că am făcut bine, doamne. Da? Deci 65 este aici. De grade. 65? Păi dacă eu are 130 tot... Păi dacă am 130 din tot... Și-am dat în două. Da. Bisectoarea lui ăsta a însemnat că ăsta trebuie să aibă 15, ca să ne ducem în 80. Adică 30 unghiul ăla. Deci unghiul ăsta ar trebui să fie 30, nu? Da. Ca să mă duc la... Bisectoarea la 15, ca să ne ducem la 80 în total. Deci unghiul ăsta format nou are 80 de grade. Format de bisectoare. Exact. Deci... Să notăm? Hai să notăm. Cu... Z. M și N. M. Și aici N. Deci o mâ și o nu bisectoare. O mâ bisectoare lui AOB. Da. Și o n bisectoare lui AOC. Corect. Și unghiul MON este de 80 de grade. Da. Ce îmi cere? Cât este AOC? Calculați. Măsura unghiului AOC. Da. La... Scrie ipoteza, haide? Haide ipoteza. Haide să scriem ipoteza. Și faceam viceam. Desați puțin. Hai, da. Păi și tu desen. Măsura unghiului AOB e de 130. Dacă am descoperit că AOC e de 30, gata. Scriem asta în ipoteză. Păi este rezultatul raționamentului nostru. Nu. Nu scriem. Dar... Noi știm așa. Unghiilor... 360? Adică vorbește ce avem în ipoteză. Deci, măsura unghiului
AOB 130 egal 130 de grade. Și măsura angului M, O, N, sau scriem că sunt bisectoare? Mai întâi scriem că. O, M. O, M. Bisectoarea. Bisectoarea căriului. Unghiului AOB. AOB. O, N. Bisectoarea unghiului AOC. Și acum scrie măsura unghiului, forma din cele două bisectoare? Da, dar mai trebuie să spunem că A, O, B și A, O, C, adiacent. Adiacent. Da. Important asta, da? A, O, B. Unghiul A, O, B. Și? Și unghiul A, O, C, adiacent. Și măsura unghiului M, O, N. Egal 80 de grade. Măsura unghiului M. M, O, N. Egal cu 80 de grade. Concluzia. Calculați măsura unghiului A, O, C. Amin, nu? Că sunt mai multe întrebări. Da. Măsura unghiului A, O, C. O, C. Egal cu 80 de grade. A, O, C. Și la BMI. Măsura unghiului E, O, F. Măsura unghiului E. O, F. Unde O, F și O, F sunt bisectoarele unghiurilor A, O, B. Așa. Nu, no, noi am notat cu M și N. Dar stai puțin. Nu? Stai puțin. Unde O, F și O, F sunt bisectoarele unghiurilor A, O, B și A prim O, C. Unde O, A prim este semidreaptă opusă lui O, A. Nu? Deci, încă o dată. Deci, da. Măsura unghiului E, O, F, s-o aflăm. Unde? O, E și O, F sunt bisectoarele unghiurilor A, O, B. A, deci, O, B. B. Deci nu mai este M, E, F. E, F. E, F sau E? F, F. 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 A, O, E, da, domnul profesor, aveți dreptate. O, E prima. Da, al, o, E, al lui A, al lui A, O, B. Și O, E, al lui A prim, O, C. A prim, O, C, o... unde O A prim este semidreapta opusă lui O A. Semidreapta opusă lui O A. Deci, vezi semidreapta O A? Da. O A este asta. Trebuie să o luăm opusă lui O A. Opusă, adică pe aceeași par, pe aceeași linie, opusă pe așa, da? Uh-huh. Asta este A prim. A prim. Unde O A prim este semidreapta opusă. Și O, F este bisectoarea lui A prim, O, C. A prim, O, C. Adică am unghiul ăsta. Da. Îi ducem și ăsta. A prim, O, C. Îi ducem și... bisectoarea. Cu acest unghi bisectoarea, da. Notăm cu F. Notăm cu F, da. Și trebuie să calculăm unghiul E, O, F. E, E O, F. Ăsta mare. O, F, da? Măsura lui E, O, F. Unde ai să spunem... Și atunci mai scriem în ipoteză, domnul profesor? Trebuie adăugat în ipoteză. Păi să modificăm întâi, nu O, M, bisectoarea, ci O, E. În ipoteză, domnul profesor. Acolo. Da. Așa, atât. Deci O, E... O, E, bisectoarea lui A, O, B. Bisectoarea lui A, O, B, da. Să zicem că O, A prim este semidreapta opusă. O A prim semi opusă lui O A. Opusă lui O A. Să zicem tot în ipoteză, nu domnul profesor? Neapărat. Deci O A prim opusă. Opusă, scrieți așa copii. Lui. Lui. O A. O A. Matematic s-a scrie așa. A prim liniuță O liniuță A. Adică ordinea asta este. A prim O A. Echivalentul ar fi A prim, da, și O, ar vorbi că A. Punctele astea A prim, O, A sunt coliniare pe aceeași dreaptă. Am scris. Și că ordinea este asta, A prim, O, o A. A. Sau A, O, da. A prim. Da? Și să zicem că O, F este bisectoarea lui A prim, O, C. Sigur că da. Mai adăugăm că O, F. O, F. Scrie bisectoarea. Hai să vedem. Hai, mă, nu vă certați, mă. Bisectoarea lui A prim, O, C. Unde?
aprin, o, o ce? IF. Trie, o, deci IF. Care o, bisexual, IF. Adăugăm, adică nu mi-am mai căpus și mai am adăugat asta. O, IF. Bisectoarea unghiului. Aprin, o, ce? Aprin, o, ce? E de pe acum trebuie să aflăm măsura lui A, o, ce? Deci în concluzie să concluzie. Punem. Am făcut în partea asta, în concluzie să arătăm că... să găsim măsura unghiului AOC și măsura unghiului EOF. Măsura lui E... O, F. Cu cele precizate înseamnă că știm care este unghiul. EOF, totul este la îndemnă. A, O, C. A, păi AOC repede, oameni. Demonstrație. Demonstrație. De... știm că măsura tuturor unghiurilor unui unghi e 360 grade. Hai să ne oprim mai și mai întâi, că știu la ce vrei să te duci tu, dar la O, ce mai întâi? Păi da, la asta mă duc, pentru că BOC are 180 și atunci din 180 scădem 130. BOC are 180? Nu. BOC. Nu, nu, dar nu are 180. Nu se dă prelungiri. Ați așa să ieși. Păi dacă tu ai dus așa, vinovată ești. Nu. Că e luat într-un caz particular. Înseamnă că la tine nu-i 15 grade acolo și cu 65 ora ca să facă 80. Sigur că da. Ție ți-a dat mai mult? Nu, nu e 180, nu? Nici la mine nu mi-a spus așa 180. Deci, apoi, Iruna, dacă, ai luat dacă... mai întâi ca AOB să fie 130? Da. Unde e AOB? Deci au o care? Au 30 de grade. Păi da, trebuie să o aflăm. Din ce raționament? Zi-o și noi am văzut. Păi dacă... Păi AOB este 130, da? Aici. Și bine, dacă facem 530... Și acum ai dus bisectoare aici. Da. Dar au o... Ce drăguț. Ce? Cum ai luat tu? Că știu ai dus bisectoarea la OE? Bisectoarea OE, adică jumătate din 130, 65 de grade? Bun. La 65 de grade, cât îți mai trebuie ca să faci 80 de grade? Ai trebuie să faci. Din eu o ascult de 65 de grade. 15. Păi 15 și încă 15. Deci trebuie să și pe ori. Și pe AOC de 30 de grade. Scădem AOC de 30 de grade. Păi numai așa îți vine 80. Din clipa care e aici, câte grade ai avut aici? Ai avut 65 mai bine cât 15 grade. Dar măsura nu deci, tu, AOC, trebuie să ai 30. Deci te duci așa, și doar 30. Unii 30 pe aici. Dacă este 15, o nu-mi fi bisectoare, înseamnă că tot ăsta e 30. Mai 30. La 50. Păi, așa, 130 cu 50 facem 180. De-aia ți-o dat așa. Deci ne-ai luat cum trebuie. Insistăm la fel. Deci, să... vedem că avem în problemă fixat de autor că măsura unghiului EON, cum am notat noi, este 80 de grade. 80, vedeți? Asta înseamnă că e compus din jumătatea 130, adică 65, și încă 15 grade până la 180. Scădem din 80 pe 65 și 15 grade. Corect. Înseamnă că îți mai rămâne statul 15 grade. Și atunci tot îngheau cât de 30. Păi și gata. Păi asta a fost simplu. Deci hai să redactăm acum. Spunem așa. Măsura scrie, domnul profesor. Da. O e bisectoare, trecând de acolo. O e bisectoarea unghiului A, O, B. Miruna, bine? Atunci rezultă că măsura unghiului măsura unghiului A, O, E este egală cu măsura unghiului B, O, E. Măsura unghiului A, O, B, atunci era bună pe aia mare, domnul profesor. A, O, E. A, O, B, am zis aici, nu? Da. Deci O e bisectoare. Și atunci Miruna spune, măsura unghiului A, O, E, în partea unghiului în două. A, O, E. E egal cu măsura unghiului B, O, E. Și este egal cu 65 de egal cu 130 pe 2. Egal cu 65 de grade. Bun. O, N, bisectoarea.
Deci, o N bisectoare mai avem, că o N. O N bisectoare a lui AOC. Lui AOC. Rezultă că AON. Măsura unghiului. Măsura unghiului. Este egală cu măsura unghiului cu mână. Și este egală cu 30 de grade. Nu, să vedem. Știu că cele două măsuri sunt egale, da? Și egal dacă vrei cu AOC pe 2. Da, da. Egal cu măsura lui AOC pe 2. Bine. Acum, știm că măsura lui E, O, N, E, O, N, urmăiți, E, O, N, cât este acolo? 80. E, O, N, 80. Cât e? E, Adi, O, N. Da, 80. Format de bisectoare, dată în problemă. Da, cu tatăl mai jos. E, O, N, modifică la. E, O, N, că era cu mână. E, O, N. E, O, N, egal cu 80 de grade. Măsura lui E, O, N, egal cu 80 de grade, da? Da. Și egală cu. El e compus, E, O, N, din două unghiuri. E, O, A, măsura plus lui A, E, O, A, plus A, O, N. Măsura lui, A, O, N. E, O, A, plus A, O, N. Deci egal cu măsura lui E, O, A, plus măsura lui, hai să dictează. Deci, măsura... Ați obosit. Plus măsura lui. Eu nu. Nu, n-ați obosit deloc, sunteți fresh. Fresh. Deci măsura lui E, O, A, uitați-vă și voi că lui E, O, A, plus A, O, N. Plus măsura lui A, O, N. Din al măsuri, mai departe. Măsura lui E, O, A, o știu? Da, 65 grade, după ce am scris-o. E, O, A, 65 grade. Egal cu 65 de grade, plus măsura lui... A, O, N, care 15. Nu știu. Nu știu. A, da, scriem. Lui A, O, N. Să știm că 80 de grade, egal cu 65 de grade, plus măsura lui... Și acum avem egalitatea. Măsura lui A, O, N, plus 65. Scriem chestia asta. Măsura lui A, O, N, plus 65 de grade, egal cu 80 de grade. Să vadă relațiile cum vor copii. Să fie clar. Măsura lui A, O, N, egal cu 15 grade. Și dacă măsura lui A, O, N e 15 grade, avem o egalitate. Măsura la A, O, N, egal cu măsura lui A, O, C, pe 2. Da. Scriem și chestia asta. Măsura lui A, O, N egal cu măsura lui A, O, C pe 2. Pe 2. Și egal cu câte grade? Cu 15 grade. Așa am zis-o la urmă. Da. Și acum am dublat chiar și uitor și rezultă măsura lui A, O, C. Egal cu 3 grade. 2 ori 15 egal cu 2 ori 15 grade și egal cu 30 de grade. Așa am arătat. Clar. Gândeți măsura lui AC. Punctul A, domnule. Punctul A. Punctul A. Am muncit. Adi, trebuie să înțelegi că ceea ce am observat și am discutat noi așa, trebuie redactat în scris, relații de relații, implicații de implicații, că altfel profesorul care corectează nu înțelegi ce, de unde vine chestia asta. Cum ai gândit-o tu? Poate să consideri că ai copiat. Deci, tu îl bat. Ei, îl bat. Redactarea este esențială în orice problemă. Că tu îi transmiți, am mai spus-o și altă dată, îi transmiți ceea ce știi prin scris, prin ceea ce redactezi. Și dacă relații nu curg unele din altele, n-ai făcut nimic. Mi-amintesc apropo de chestia asta. Am fost în 96, cred că da, în 96 la Vrânceanu, eram șef de an la Olimpiada de fază județeană, la clasa 11.
eu, la clasa 11, ca șef de an la faza națională, trebuia să semnez tezele care le adunam, absolut conduceam, practic, olimpiada, faza județeană, la clasa a 11, acolo unde nu aveam ele, aveam la 10 și la 12. Și la generația aceea, 96, la clasa 11, era șef de generație, un băiat de la Șandor, de la Onești, excepțional. Era el și pe urmă era o falie foarte mare, nu mai exista nimeni de la el în jos. Sau ce exista de el în jos, era mult prea departe încât să îl încurce pe el vreo clipă. Și atunci am primit corectorii, adică profesorii repartizați câte 2 de la, mă rog, din oraș care mi-au fost acolo dați, 8 oameni care s-au apucat de corectat. Eu, ca șef de an, am centralizat toate rezultatele. Tezele erau sigilate și erau notate de mine, 1, 2, 3, până la 70 sau 80 de teze câte ori fost, nu mai țin minte. Asta însemna participat la faza județeană. Cam multe. Nu știu să vă spun exact, dar și un număr la întâmplare. Și acum, la teza 37, să spun, când mi-au apărut rezultatele la subiectul 1, subiectul 2, subiectul 3, adică corectorii îmi dădeau. Subiectul 1, astea sunt rezultatele noastre. Subiectul 2, rezultatele noastre. La faza județeană se corectează de la 0 la 7. Adică? Deci, nota 0 ți se pune, sau maxim 7. Da, pentru subiectul respectiv. Subiect, da. Deci, punctajul maxim care, pe care poate... Nu, și acum e la fel, de la 0 la 7. Da, deci punctajul maxim pe care îl poate lua un candidat este maxim 28 de puncte. 47, 28. Și acum îmi vin rezultatele și în dreptul tezei 37 sesizez. Un 7, un 6, un 1 și un 5. Și când la subiectul 3 am sesizat 1 și pe urmă 5, marea, celelalte 3 subiecte se apropiau de maxim, 7, 6, 5, și la asta 1 am zis, da, asta e teza lui Șandor. Pentru că la celelalte teze, eu sesizam foarte clar, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 2, nu știu ce, și aceasta era teza care se detașa. Și iată că la subiectul 3, elevul acesta primește nota 1. Și atunci, fără să stau pe gânduri, am întors teza respectivă la corectură. Și am spus, numărul 37, vă rog să vă uitați încă o dată. Celor doi corectori. Pentru că asta e teza lui Șandor. M-am pronunțat. E teza lui Șandor. De unde știu eu asta? Era cea mai bună? Da, era cea mai bună, categorie. De unde știu asta? Că este cel care se detașează din toată generația. Îl știam foarte bine. Și în momentul care am dat-o, s-a produs o revoltă de orgolii, mai ales între corectori. Și toți au fugit în stânga și dreapta, s-au anunțat între ei. Uite ce face ursul, ne dă teza înapoi, ne jignește. Noi nu știm să corectăm chestii de asta. Nu se poate. Orgolii foarte mari sunt. Și atunci eu n-am vrut să mă uit pe teză. I-am zis, vă dați asta și mă uit și eu ca și șef de an și mă voi pronunța în legătură cu subiectul respectiv. Ei, bine, elevul respectiv redactaseră doar 4-5 rânduri atât. Ori baremul de corectare era unul care presupunea vreo 2 pagini de la redactare. Și atunci profesorii care corectau, ei învățând doar soluția aceea, nefiind capabili să înțeleagă o soluție, grav ce vă spun acum, nefiind capabili să înțeleagă o soluție, alta decât cea din barem, nu au putut să se pronunțe asupra subiectului acela. Și au spus eu, nu dăm unul acolo, ca să zic așa. Dar el în cele 4 rânduri rezolvase. El rezolvase, asta vreau să vă spun. El apelase la niște cunoștințe, niște teoreme foarte tari, pe care corectorii nu le știau. Ăsta este motivul foarte clar. Și atunci, în clipa aceea... Trebuie învățat baremul pe de roșu? Asta vă spun. Deci știau soluția aceea și atât de tot. O pus ca la șoferi.
Știți că se pune așa, când se corectează? Să conduci sigur, pa, da, te izbești să nu, la testul care se dă, așa mi-amintesc, că se dea scrisul, spune șablonul. Da, da, nu, exact, da, nu, da, ABC, da, acolo, chestia aceea. Așa. Nu, și atunci, iată că respectivul era depunctat. Și atunci eu ce am făcut? Bine, când am văzut revoltă stănită, toți profesorii, că era mare problemă, cursul Eugenie și nu știu ce, s-au adunat toți spuma matematici din județul Bacău, corectau acolo, se chineau să găsească ceva, încât să nu-i dea nota maximă. Băi, fraților, dar nu mai știm un pic de matematică, e clar că ăsta face un profesor teoremă, în teorema cu tare, cu tare, cu tare. Și sigur, neavând alt, ne găsim nimic care să le presupun, să presupune să rămână ei pe poziție, i-au dat 7 totuși. Și nu i-ați întors și la 5 și la 6? Nu i-am întors, că am zis, băi, o fi găsit ceva, nu m-am mai uitat acolo în detalii. Acum am dubii. Ei, iată că, perfect, acum spui. Acum am dubii. O să, după această chestie. Dar vă mai spun încă una, cu ocazia asta fac și un pic de pauză, iată, eu am de la 4:30 sau continuă la tablă, fac o altă precizare. La faza națională, deci vă povestesc asta trăită de mine, nu de altceva. Deci nu se întâmplă numai la faza județeană, și la faza națională. La faza națională eu aveam 2 la clasa a 10-a și 2 la a 12-a. Era fiică-mea și cu genul la 12-a și la a 10-a aveam pe Petronela, Agachi Petronela, te salut Petronela, dacă îți vezi filmul ăsta, nu m-am mai găsit cu ea de când o termina liceul, elev extraordinar. Și Adi Preda, erau cei doi colegi. Acum, în momentul în care s-a produs corectura, mă găsesc, eu așteptam cu nerăbdare să-mi iasă toți cei 4 ai mei, mă rog, fusese în conjunctura că eram chiar șef de pentru lot. M-a interesat lotul județean, m-a interesat toți copiii care vreau să, mă rog, au ieșit și mi-au spus ce soluție au avut, în sfârșit, în afară de cu profesorii proprii discutau, dar și cu mine. Și eu stabileam, tu faci contestații, faci nu știu ce contestații, în sfârșit. Iată-o pe Petronela, vine și spune, domnul profesor, am dat o soluție extraordinară. O soluție, zice, tare de tot. Și începe să mi-o spună, la geometrie în spațiu. Nu spune soluția. Eu m-am uitat cu foarte multă atenție, am încercat să urmăresc, n-am înțeles mare. Bă, vedeți, sunt în direct. Spune exact ce am trăit acolo. Ia să uită la mine, n-ați înțeles, așa e? N-ați înțeles. Dar bine, n-am înțeles. Începe din nou. Domnul să fiți atenți acum. Da? Da, la Petronela. Sunt atent. Și iar începe și mi-a explicat la ala, vorbea și foarte repede, avea un ritm de gândire extraordinar. Așa? Azi zice, ați înțeles, nu? Nu. Da, Petronela, da. Sunt mai digură, da. Domnul profesor, haideți că eu vă știu, sunteți un profesor puternic, e valoros, o să poate. Vă mai spun încă o dată, dacă nu înțelegeți, să mă supăr. Până nu că și eu am înțeles. Nu fac decât să spun aceste lucruri concrete, așa s-a întâmplat. În sfârșit, am savurat. La momentul în care m-a avertizat așa de dur, am savurat chestia, așa, pentru mine am luat-o în brațe și am pupat-o de drag și de bucurie, o soluție extraordinară. Ne-am mai pomenit soluția. Primește nota 1. Nebunici. Da. Nota 1. Tot după barea, Nicola? După barea. Oh, dar ăia învață pe de rost, Doamne, măi, dar nu mai de măsură. Așa. Deci, nota 1. Nici n-am stat pe gânduri, am făcut contestații, tot. Intră la contestații. Eu fusesem corector și eu, la clasa a 9-a. Aveam și eu copii care făcuseră contestații, deci eram pe baricade să aștept pe cei care de-a 9-a veniseră cu contestații să le potez, să le explic unde am greșit, că doar asta se întâmplă la contestații. Dar ceva mă îndemna să ies afară. Simțeam că Petronela mă cheamă. Că ea era nebunită. De așa era, prin curtea. Sufletul meu corespunde. Da, știați deja că a luat nota 1. Ea a luat nota 1, știam, am făcut contestație tot, dar bănuiam
are nevoie de ajutor. De susținere. Și am ieșit afară, ea plângea prin curte. Săra. Domn profesor, haideți, veniți că am niște colectări așa de proști, că așa de proști și că nu pot să înțeleg. Dumneavoastră a spus, mai deștept un pic, avea spune englele mele. Adică după ce m-a expirat o dată sau două ori să-mi trebuie. Ați înțeles? Dar ăștia... M-am simțit, vă dați seama că, într-adevăr, soluția de opoziție era. Așa. Ei bine, mi se întâmplă chestia asta și îi spun, Petru Nela, te rog să faci următorul lucru. Mergi din nou. Ai semnat acolo, ești de acolo? Cum se semnezi, domn profesor? Cum se semnezi că soluția asta e ideea atât de bună? N-am semnat nimic. Pentru că mergi din nou, intri în sală. Eu nu te pot însoți. Dar tu intri în sală și te duci la șeful de an, la profesorul Pop, universitarul care e student de an, și te duci acolo și spui, domnule profesor, iată că eu sunt în conflict cu corectorii, am o soluție originală, și corectorii nu mă iau, nu mă iau în seamă. O, doamne, că mi-am trebuit să tremur așa de emoții. Și se duce, era foarte bătăiasă, se duce să îi spune că șeful de an, domn profesor, așa, și vă ruga și domn profesor Rusu, mă știa Pop. Eu condusesem tabăra națională de matematică, pe tabăra națională, ce să vă spun, am avut toți profesori universitari la Dărmănești, eram într-o... Mă știa. Așa și așa fusese la Dărmănești când am condus eu tabăra, un an mai devreme. Și vine și zice, vă rugați și domnul profesor, să vă rugați, uitați dumneavoastră pe teza. Într-adevăr, Ardeleanu se așează și a teza deoparte, după un sfert de oră, stând acolo pe așa, se ridică, zice, șepte. Cei doi colectori care se uitau, la el, dar domnul ăsta, dar nu scădem nimic, scădem. Pe ce, domnul ăsta, să scădeți? Pe ce? Pe ce? Și între timp, el s-a mutat în altă parte, la o altă contestație, tot așa cineva îl solicita ca să vadă o dispută care se instalase între elev și corector. Și ea se întoarce la ei și le spune, vă rog să puneți nota. Ce obraznic ești! Ce obraznic ești! Hai semnează! Nu, dumneavoastră întâi să puneți nota. Da. Corect. Să rectificați, da? Păi tu ți-o puni și semnează și ce obraznic e asta? Și ea semnează. Fără să-i pună nota. Fără să pună nota. Ies afară, sare... Alo? Sunt într-o lecție de matematică. Da. Și sare în gât de bucurie, lasă premiul întâi pe țară, cu ocazia asta. Modificarea mătei. Da, cu șapte. Ajungea locul întâi pe țară. Vă dați seama, era superb. Da. Era superb, așa. Dacă am pentru ea, în primul rând, domnul profesor. Pentru ea și pentru județul Bacău. Pentru toți, exact, dar pentru și pentru... Da. Și eu întreb, Petronela, ai văzut că ți-a pus șapte? Nu, uitați, așa s-a întâmplat așa. Nu ți-a pus șapte, ți-a pus șase. Și cu șase te treci la locul doi. Ei, da. Da. Deci șase ți-a pus, Petronela. Nu se poate, domnul profesor, că vă spun, domnul profesor Popo, zice șapte. Petronela, un punct și asumă ei. Și ca să te scoată din cursă, pentru locul tins, îți dau șase ca să pune în locul doi. Clar, de-aia eu și zis, eu, brazic. Da. De aia, ca să o dea afară, să pună nota, fără să fie ea prezentă. Exact. Și atunci, ea nu se poate. Petronela, uite că eu mi-asum acum riscul să mă dea ăștia afară, dar intru în sală. Și am intrat peste, așa, în sala respectivă, aveam sala mea unde trebuia să fiu la clasa nouă, dar m-am dus la 10. Și m-am dus acolo și, cu gândul să stau de vorbă cu Pop. Pop era destul de jenat, se ocupa cu altceva, dar l-am văzut când ca și cum mi-ar fi transmis, n-am avut ce le face. Mă uitam pe teză, ei cei doi spun, domnule, dar ieși afară, domnule, dar ce cauți mea ta aici? Ce, nu știu cum. Cine spun, domnule, stați o secundă, nu sunt tractorist. Corect! Da. Și sunt și eu coleg de-al dumneavoastră, din sala cealaltă. Nu sunt tractor. Da. Deci, atenție, nu vă purtați așa, că nu-i corect, nu-i frumos. Corect! Așa. Și, în sfârșit, se anunță ca șeful meu de an să mă cheme la sală
că am venit eu pe partea asta și fac scandal. Așa. Am văzut teza, era notată cu 6 și a spus, doar atât mi-a spus. Dragilor, stimați colegi, dacă totuși ați recunoscut într-o măsură că sunteți așa. Proști. Și ați venit de la 1 la 6. De ce mi-ați dat copilului tot ce ați spus? 7 cât era maxim. De ce ați ținut? De ce ați ținut să vă duceți pe locul 2? De ce ați făcut chestia asta? De ce mizeria asta? A venit șeful meu de an, profesorul meu stat de așa, m-a luat de acolo, hai ne-l să mergem că ai ceva tu de rezolvat, nu știu ce. Mi s-a dat repede mesaj, telefonul și să mă ia, să nu mai rămân acolo, că se creează o... Ei știau că sunt vinovați, ei știau că așa e focusul mizerii, dar acum nici profesorul universitar nu mai puteau. Nu putea să-i dea peste cap, pentru că la un punct a rămas cu 6 și nu la locul 2. Și cine a luat locul 2? Altcineva. Corector de la profesorii aia, corectori? Nu, n-aveau voi, dar colegi de-a lui din alt oraș, din alt județ, nu știu ce. Cât... Ce mâncătorie și deci, este nu e în avantajul copilului, nu e în avantajul nimănui, nu știu ce se întâmplă. Nu, nu se, așa și cu Stoica. Nu se vrea deloc să fie corect. Deci nu vrea să se fie corectitudine. Vedeți dumneavoastră, dacă eu mă aflu în situația asta, este pentru că am fost unul care m-am revoltat totdeauna împotriva acelor care comit astfel de erori. Greșeli. Greșeli voite, nu cu o greșeală din... Și dacă am greșit vreodată, eu sunt primul care... Vedeți și la lecție. Spun, acum atât am putut face. Dar uitați, reiau, refac, sunt cinstit. Așa s-a făcut ca să apară ProfOnline. Dacă ești într-o minciună... Bă, ce bine! Păi înseamnă că și ăștia au șanse să facă profesor Dobrogă. Nu am baremul pe de rost! Eu nu! Deci, își pregătesc lecția pentru a doua zi, două exerciții, ce nu știm, facem acasă, temă... Asta e varianta. Deci ProfOnline, dacă a apărut, a apărut tocmai din revolta asta, pentru că situația cade... Eu sigur să într-o cădere liberă. Da? Într-o cădere liberă de la o zi la alta. Deci asta v-am spus aceste lucruri pentru a vă atenționa că este foarte multă mizerie. Dar oricum, eleva mea... Oricum, cred că a reușit în viață, sigur, cred că e... Da, sigur, lucrează... Face matematică, știa, nici da. Nu mi-i chipui că... dar ea avea un fel de a ideea, să vă spun. Domnul profesor, eu, când m-am întors cu ea în tren, sau veneam de la alt concurs, și tot așa fost de punctată, și a spus, știți ce? Eu mă simt foarte bine când am stârnit invidia cuiva, nu-i stârnești invidia unui prost. Nu pentru că ești, nu tu ești prost. Înseamnă că ăla se vede depășit și atunci eu mă simt foarte bine. Ce mai tare că e. Da. Deci el nu i-a rămas decât invidia. O să dăm plus toate pe Stoica. Cel care am putut să fac lucrurile acestea și mă simt foarte bine. Haideți să terminăm. Să facem și beul, domnul profesor. Haideți. Să vedem dacă observă ei, trebuie să aflăm măsura unghiului EOC, EOF. E, O, E, O, F. Ăsta așa tot. Da. Păi. V-aș întreba, E, O, C, îl știu acum? Da. EOC nu e plus 15, 95. 80, adică 80 ăsta și plus 15, da? Da. Deci, practic, este 95. 95. Ei, dacă l-aș mai ști și cu asta, Adi, dacă l-aș mai ști și cu asta, toată problema ar fi rezolvată. E o F cât B o F? Nu, B o F cât E o C. Cât o fost la vârf. Deci, nu, atenție, unii vezi tu opus la vârf. B o F. E o C cu B o F. E o C cu? B o F. Cu B o F. Nu te vezi opus la vârf. Nu s-o opus la vârf. Iară ții tu ești de desenul ăla. Nu, eu cum uit. Mirna. Nu, cum vezi tu că E, O, C cu B, O, F sunt opus la vârf? Că nu vezi latura asta, nu e prelungire. Mirna, vezi? Face așa. Asta vine pentru un loc. Asta face așa. Deci nu sunt opuse. Ei, și 54? 54. Acum se termină pe asta. Exact, da. Deci, da, prim orice... Dacă l-am ști pe a prim orice tot, păi dacă l-am aflat, dacă l-am aflat... Ia să vedem cât e a prim orice. Împărțit la 2 și a ieșit. E 130 cu 60...
aprim OC, mama. Atenție, aprim OC. Ia uite, Adi, aprim OC cât e? Aprim OC. Cât e? 130. Nu, 180 cât este aici, Adi. Da. Și minus 30 de aici. Deci 150. E 150. Asta este dus în prelungire, Miruna. Când mi-au zis că e opusul. Autorul spune că aprim OA. Deci nu ci din figură ți-ai făcut tu, ci din ce ai dat de probleme. Deci înseamnă că A prim pe aici mergând este 180. 150. Da. Bățit la 2? Ale 75. Și apoi facem 360 din 150. Nu mai, de ce te mai duci? Nu, nu mai complicăm. Dacă l-ai găsit pe ăsta 75, Miruna. 75 de grade ăsta. Și ăla 95, că deja și 90 plus 15. 95. 90? 95 plus 75. 175, 170. Și gata? Și gata, dar trebuie să departăm. Da? Deci asta trebuie văzut. Încă o dată. Care este ideea, Miruna? Să vedem că unghiul EOF se compune din două unghiuri. Ia uitați-vă. EOC. Care îl știm deja cât 80, e. Da. Nu, 80 plus 15 da. La care l-am descoperit. 95. Era 65 a de asta și cu 30. 95. Da. 90. Ori zice 80 și cu 15. Da, tot da? Tot așa. 95. Bun. Și acum, plus CEOF. Dar CEOF e jumătatea lui aprim OC. Da? Și aprim OC. Iar aprim OC înseamnă 150 minus 180 minus 30. Pentru că aprim OA e 180. Da, știu, asta am văzut și eu. Da, asta am văzut. Deci, super. Haideți să vedem. Vedem. Așa. Spune mai întâi că măsura lui A1 OA egal cu 180 de grade. Aprim. Aprim OA. Aprim. OA. Măsura. OA. Deci aprim OA fiind doar de asta. Aprim OA egal cu 180. Măsura lui aprim OA. Este egal cu 90 grade. Egal cu 180. 180 grade. Da, 180 de grade. Fiindcă avem ordine, aprim OA din ipoteză, înseamnă că măsura lui aprim OA egal cu 180 grade. Rezultă de aici, cum știm, de desubt? Da, că măsura unghiului AOC este 30 grade. Măsura lui AOC, demonstrat de noi, egal cu 30 de grade. Rezultă de aici, din ambele. Din ambele rezultă că măsura lui aprim OC este egal cu 150 grade. 150 de grade, da? Da. Atunci cum OF bisectoare? Da. OF este bisectoarea. Bisectoarea lui aprim OC. Da. Rezultă din asta că QOF, măsura lui CEOF este egală cu măsura lui egal cu 150 împărțit la 2 și este egal cu 75. Și că așa problema. Wow! Și o secundă. Da, că nu-i dat problema. Unghiul e o f. Măsura lui e o f. Măsura lui e o f. Este măsura egală lui cu... e. Egală cu măsura of. Lui. Nu, egal cu... E o f. OC. Măsura lui e OC. OC. Și măsura lui CEOF. CEOF. Este egală cu 95 de grade plus 75 de grade. 95 de grade plus 75. 95 plus 75. Și cât de? 170. 170 de grade. Iată că am găsit unghiul neofrim aici. Ce frumos în matematică. Mai bun. Zi finalul. Mâine la 2:30. Vă mulțumim că ne-ați urmărit pe Papan și vă dorim o seară plăcută. La revedere!